Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul oficial tutoriale gratuite. În acest tutorial vom vorbi mai exact despre Facebook. Uh, vom vorbi despre rețeaua de socializare Facebook și despre câteva probleme pe care le-am întâlnit și cum, am, ce am putea face noi pentru a ajunge la rezolvarea acelor probleme practic. În acest tutorial vom vorbi despre cum putem reporta o problemă uh, la oficialii Facebook pentru ca aceștia să vadă eroarea care ne-a apărut cu rețeaua de socializare Facebook și să încerce să o rezolve. Uh, în ultimul timp, în ultimele zile, în ultimele săptămâni au apărut diverse erori pe rețeaua de socializare Facebook, multe erori uh, foarte, foarte uh, dese și care uh, rămâneau câteva ore Adică, de exemplu, să vă dau câteva exemple, uh, în momentul în care vorbeai cu cineva pe chat-ul din Facebook uh, și tastai ceva cu tastatura și vrei să trimiți mesajul persoanei respective, apăsai tasta Enter și uh, mesajul nu se trimitea, sub forma erorii că este o simplă eroare și nu se poate trimite mesajul. Au mai fost diverse erori care te blocau din a face orice pe Facebook, de exemplu nu puteai să pui niciun post, tot sub forma acestei erori, nu puteai să comentezi, nu puteai să dai like pe Facebook, nu puteai să postezi nimic pe paginile oficiale pe orice pagină, da, și era totul foarte foarte ciudat adică nu puteai face mai nimic pe Facebook doar să îți vezi postările doar să îți folosești aplicațiile pe care le folosești cel mai des. Ei bine în acest tutorial vom vedea ce putem face noi pentru a ajuta uh, oficialii Facebook la rezolvarea astor de uh, problemelor acestea și da, este foarte, foarte complicat de multe ori, eu nu știi ce să faci, te gândești, o, o fi problemă la calculatorul meu, o fi problemă la Facebook, nu știi. Ei bine, nu este problemă la PC-ul tău, este problema numai la Facebook când vin astfel de erori pe rețeaua de socializare Facebook. Haideți să vedem, o să deschid și eu un browser, am aici rețeaua de socializare Facebook, Uh, și cum putem face sau cum putem ajuta oficialii Facebook să meargă spre rezolvarea problemelor este foarte simplu, mergem pe această cheiță în cazul în care sunteți pe noua interfață care uh, această nouă interfață este mai mult disponibilă pentru cei care au limba engleză voi prezenta pentru albe, ambele interfețe deci cei care aveți limba engleză și aveți interfața aceasta, veți uh, urma setările pe care le voi face acum, iar cei care aveți limba română și aveți interfața veche, vă voi arăta un pic mai încolo cum faceți și voi. Ei bine, pentru cei care au limba engleză și au noua interfață, va trebui să mergeți pe această cheiță mecanică și report a problem. Aici aveți uh, send feedback, adică să le spuneți celor de la Facebook experiența voastră cu Facebook sau să reportați o problemă, adică să le spuneți despre un future care nu mai uh, merge. Mergem pe report a problem și aici trebuie să selectăm un produs practic sau um, un future Facebook. De exemplu, selectăm, um, vom selecta chat and messages. Și aici spuneți practic ce se întâmplă. Bineînțeles, va trebui să spuneți asta în limba engleză dacă aveți Facebook în limba engleză. Încercați să descrieți cât mai bine eroarea pe care o primiți și uitați că aici aveți și upload screenshot sau screenshots unde puteți uploada uh, diverse imagini cu eroarea respectivă pentru ca cei de la Facebook să vadă mai exact eroarea. Ei bine, cam asta este cu uh, interfața uh, nouă. Vă voi arăta imediat și cu interfața veche. Revin imediat. Am revenit, sunt pe interfața veche. Practic, este foarte simplu, este aproape la fel, mergeți tot pe această cheiță mecanică din partea de sus în partea dreaptă și dați click pe raportează o problemă. Și dați click pe raportează o problemă și aici se pare că tot în engleză, bineînțeles, puteți scrie în limba română. Deoarece Facebook are informații și în limba română, puteți scrie aici în limba română, chiar dacă descrierile acestea sunt în limba engleză. Deci, să repetăm: trebuie să descrieți problema pe care ați întâlnit-o cât mai clar pentru ca Facebook să reușească să o rezolve. Bineînțeles, multe erori vin și din cauza faptului că serverele Facebook nu mai pot duce milioane de, de utilizatori care se uh, loghează pe Facebook, de exemplu, în uh, uh, orele mai uh, uh, în orele serii, atunci cei mai mulți utilizatori folosesc rețeaua de socializare Facebook și serverele Facebook nu pot să ducă milioane de utilizatori și de aceea intervin aceste erori. Ei bine, cei de la Facebook văzând că noi trimitem feedback și văd că erorile sunt frecvente probabil vor face update-uri de servere și diverse lucruri pe care sincer nu ne prea interesează pe noi cum rezolve aceste situații noi doar vrem să-i ajutăm să le rezolve. Cam atât din acest tutorial, vă mulțumesc că, pentru atenția acordată nu uitați, dacă v-a plăcut acest tutorial, puteți da un like și un share pe Facebook sau pe orice rețea de socializare, în cazul în care puteți și nu primiți erori. Cam acesta a fost tutorialul de astăzi, eu am fost Emi. voi ați fost pe canalul oficial, tutoriale gratuite, la revedere!